Vă salut, prieteni, bine ați revenit la un nou video de pe canalul Tutorialele lui D. Eu sunt Damian și în videoclipul de astăzi vreau să vă prezint cum puteți să scăpați de reclamele de pe browserul Microsoft Edge. Hai să începem! După cum știți, ownerii site-urilor își câștigă banii de obicei din reclamele care apar pe respectivele site-uri. Sunt de acord cu acest lucru, dar în cazul în care aceștia pun un număr foarte mare de reclame deranjante, nu sunt de acord să îmi apară respectivele reclame în timp ce eu navighez pe internet. În acest caz, o să vă prezint cum puteți să dezactivați afișarea acelor reclame. Acum o să intrăm pe browser, acest lucru fac și eu. După cum vedeți, suntem pe pagina principală a browserului Microsoft Edge. Vom da click pe aceste trei bulinuțe și ne vom duce la Extensions. Dăm click pe Get Extensions from the Store, adică Microsoft Store pe care îl are orice utilizator de Windows 10. Iar acum vom căuta un adblocker. Acest adblocker o să ne ajute pe noi să scăpăm de reclamele care ni se afișează în mod spontan pe browserul Microsoft Edge. După cum vedeți, primele două extensii sunt adblockere. Putem să alegem unul dintre acestea două și să îl instalăm în browser. Eu o să îl aleg pe cel de-al doilea. Mai există unul care nu era afișat acolo, acela se numește uBlock Origin. Dacă îl doriți, puteți să îl alegeți pe acesta. Eu nu o să doresc să instalez acel adblocker. După cum v-am spus, doresc să instalez în browser AdBlock Plus. O să dau click pe Get. Nu o să mă loghez la contul meu Microsoft și apăs butonul No Thanks. Aștept până când extensia aceasta o să fie descărcată. După ce extensia ne-a fost adăugată în browser, putem să închidem Microsoft Store și o să observați că după ce reintrați pe browserul Microsoft Edge, vă apare acest mesaj cum că v-a fost adăugată extensia AdBlock Plus. Aveți aici cerințele pe care ea le are. O să dau click pe Turn it on. După cum vedeți, extensia mi-a fost adăugată. O să închid site-ul care mi-a fost deschis și o să vă arăt că aceasta funcționează. O să intru pe un site unde, în general, sunt afișate foarte multe reclame. După cum puteți observa, am intrat pe acest site, dar nu mi este afișată nicio reclamă, deoarece extensia AdBlock Plus este activă. Am dat click pe logo-ul acesteia. În prima casetă mi este afișată o bifă, iar în dreapta acesteia scrie Enabled on this site, adică activat pe acest site. O să dezactivez extensia și o să reîncarc pagina. După cum puteți observa acum, îmi sunt afișate foarte multe reclame enervante care, în afară de faptul că ocupă un mare spațiu pe pagină, se și încarcă foarte greu, luându-vă din viteza de încărcare a paginii. O să reactivez extensia, mai încarc o dată pagina, iar după cum puteți vedea acum, reclamele au dispărut. Dacă voi mai da click o dată pe logo-ul acestei extensii, vom vedea aici numărul total de reclame care sunt blocate pe acest site. Mai jos puteți să vedeți numărul total de reclame care au fost blocate de când dumneavoastră ați adăugat extensia în browser. Putem să șeruim aceste două numere pe anumite rețele de socializare, dar acest lucru este mai puțin important. Ei, cam acesta a fost videotutorialul. Eu am fost Damian, vă mulțumesc pentru atenția acordată, iar până data viitoare, la revedere!